De ce? Ce s-a întâmplat? Ați găsit cadavrul? Nu. De ce? Nu mai înțeleg nimic. Ai avut dreptate, Tudor. Cristian ăsta știe să ducă de nas pe toată lumea. N-am găsit în groapă decât haine de femeie. Atât de multe că pot să deschizi un magazin. Haine? Dar nu se poate. De ce ar fi îngropat niște haine? Habar nu am, Tudor. Ce, asta e o glumă? Sunt sălbatici să-și țină gura. Așa sunt stresată. Nu se poate. E o greșeală. N-are cum să fie. Nu e nicio greșeală. Doamna Eliza a venit azi noapte, a făcut analizele și a reușit că voi două sunteți compatibile 99%. Hei, hei, hei! Nu sunteți singuri aici. Vreau să ciocnim un pahar pentru tatăl meu și pentru noua mea mamă. Ia-s-o! Din cauza ta, jur că te omor! Sergiu? Sergiu, iubitule, trezește-te! Te rog, trezește-te, revină-ți! Făcut-o pentru tine. Știu. De ce ai venit? Crezi că o să te iert? Nu o să te iert niciodată. Mi-ai distrus viața. Știu că te-am rănit, fata mea. Dar timpul o să le vindeci pe toate SMS. Acum trebuie să dormi. Să te odihnești. Tudor, tu erai... Mă bucur că
te-ai trezit. Totul e în regulă. Da. Cum? Cum se simte sălbatica? E în rezervă alăturată. Se reface. Nu vreau să stea țăranca asta aici lângă mine. N-ai găsit altă cameră? Liza, nu te mai preface. Știu că ți-l aia. Altfel n-ai fi ajutat. Tudor, n-am vrut să moară. N-am vrut să o băcești ca pe o sfântă. N-aș mai fi putut trăi cu tine în casă. Dar ce ai făcut-o este un gest de foarte mare generozitate. Mi-am plătit niște datorii. Tu ai un suflet bun, Eliza. Crezi tu asta, Tudor? Sunt sigur. Sunt sigur. Să nu te apropii de mine. Calmează-te, nu mai fi atât de panicată. O să se trezească și nu o să-și aduc aminte absolut nimic. Și dacă te înșeli? Dacă ne-a văzut? Tu încerci să-mi distrugi viața la fel cum ai distrus-o când eram cu Cristian. Eu ți-am distrus viața? Tu ai uitat că era complet distrusă? Ce viață avea în gând în orăcitul ăla? De asta te-ai și uitat la mine. Scârbă de tine, nici vreau să-l aud! Mamela, înțelege, noi doi ne iubim. Locul nostru este unul lângă celălalt. Trebuie să înțelegi asta și o să ne iubim toată viața noastră. Până acum spuneai că nu poți iubi o curvă ca mine. Știi bine că mințeam. Din cauza lui Cristian. Poftim? Cristian m-a pus rău. Tu dai vina pe Cristian pentru toate greșelile tale? M-a amenințat. M-a amenințat că dacă nu te părăsesc, se duce la poliție și declară că m-am omorât-o pe Irina. Știi ceva? Nu te cred. Trebuie să mă crezi adevărat. Este adevărat. Știi ceva? N-aveam niciun motiv să spun asta. Dacă ți-am spus că e adevărat, e adevărat. Ce alt motiv ar fi? Aș fi avut să... Ce se întâmplă? Sergiu... Ce faci asta? Nu ne certam. Era o discuție contradictoriu. Manuela... vrea să chemă salvarea, căci că ți-e rău. I-am spus să ai băut ceva mai mult. Da, am băut ceva mai mult. Poate puțin m-am amețit, dar parcă aș fi băut o ladă, nu știu. Da, se mai întâmplă. E semn de bătrânețe? Nu. No. Adevărat, e adevărat, e adevărat. Când eram tânăr, nu am să mă așa. Păi bun, e... e în regulă atunci. Am văzut casa, am băut și un pahar, eu am plecat. Stai pe loc. Tu ce faci pe tâmpitul cu mine? Cum adică? Ce vrei să zici? Trebuie să-ți aduci hainele așa cum am stabilit. Îți pregătim camera și într-o săptămână te muți. Hai. La revedere. La revedere, fiule. Îmi fac cu cafea, sper să mă trezesc. Sigur. Copile, stai locului, dorăm casa! Mulțumesc cu ție, Doamne! O să trăiască, maică! O să trăiască! S-a aruncat în neamul nostru, în neamul lui Străbunica. Toate am fost muieri ca fierul. Eram sigură că scapă. Dar mie nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred că vrăjitoarea asta, ai, doamna Eliza, e donatorul. Ia. Donator? Ce donator, bunico? De unde să știu eu? Donător, nedonător, e că i-a făcut un rinichi cadou. Aia.
Nu vine să cred că doamna Eliza a fost în stare de așa un gest. Eliza ne-a arătat cu ocazia asta că are un suflet bun, Ioara. Tată, dacă Eliza a donat Narcisei Rinichi, Narcisa va deveni rea? Nu, tată, nu. Ileana, ce-i cu tine? Nimic. Cum nimic? Tu nu te bucuri că a reușit operația Narcisei? De ce să mă bucur? O să se vindece și apoi o să meargă la închisoare. Sau n-am dreptate? Ba da, ai dreptate. Cel puțin pentru moment. Iar eu pentru moment nu mă bucur. Oh, fare dreptate, copilul. Ce bucurie mai e și asta? Miere cu fiere, maică. La ce s-or mai fi omorâtă răsă-i dea zile dacă iesă și le mănânce în pușcărie? Mamaie! Oh. Bună seara! Da, ce se sărbătorește? Ziua cuiva? Sărbătorim reușita operației pentru Narcisa. Tu nu te bucuri? Ba da, Miara, mă bucur. Vrei ceva? Nu, mulțumesc. Tată, vreau să vorbesc cu tine. Te aștept la mine în cameră. Bine. Domnul Tudor, câte grijă aveți și dumneavoastră. Ai copii, ești la dispoziția lor. Îți place casa în care ne-am mutat? Este exact ce-mi doream. Ție? Mhm. Ah, ce prostie să beau așa de mult. De nici acum mi-a trecut amețeala. Dar măcar te simți mai bine? Ce? Cât am dormit, am avut un vis. Se făcea că... Nu pot să-ți povestesc așa ceva. Ba da, spune-mi. Am visat că tu și cu Emil făceați dragoste. E o prostie, o mare prostie. Da, o mare prostie. Cum să-ți treacă așa ceva prin cap? Chiar nu știu de ce am visat asta. Poate pentru că mi-e teamă să nu te pierd. Ești tânără, frumoasă, ai putea avea orice bărbat îți dorești. Nu unul care e de vârsta lui taică tu. Sergiu, eu te-am ales pe tine. Nu vreau niciun alt bărbat. Promite-mi un lucru. Dacă vreodată nu o să mă mai iubești, îmi spui în față. Să nu mă umilești înșelându-mă cu alt bărbat. Nu să te înșel niciodată. Ți-am spus asta pentru că am încredere în tine. Aș fi distrus dacă... Te rog. Suntem în luna de miere. Hai să ne bucurăm unul de altul. Anastasia, nu poți să iei o asemenea hotărâre de una singură peste noapte. Nu e o hotărâre peste noapte. M-am gândit bine și e cea mai bună soluție. Am vorbit și cu Cristian și o să facem totul legal. Cristian! Nu aveam altă variantă. Anastasia, omul așa a bătut joc de toată familia. Tata, am vrut să rezolv totul repede și... Tata, de ce nu mai e un pic de răbdare? Tata, nu mai am de ce să... Nu, m-am gândit, gata. M-am decis. Pot să fii alături de mine sau îți cer prea mult? Iartă-mă, dar mi-e foarte greu să fiu alături de tine când iei o asemenea decizie. De ce? Pentru că e vorba de copilul tău, Anastasia, de-aia. Tata... Te rog din suflet, fii alături de mine. Anastasia, vreau să te fac să înțelegi că... Vreau ca tu să înțelegi. Nu mă gândesc la mine, mă gândesc la copilul meu. La viitorul lui, la viața lui. Nu vreau să-mi pară rău dacă îl păstrez. Să mă gândesc că mi-a distrus cei mai frumoși ani din viață.
Eu nu-i pot oferi nimic. Te rog, fii de acord cu decizia mea. Acestui caz din cauza unor abateri disciplinare, se precizează în comunicatul emis de parchet. Surse apropiate anchetei ne-au dezvăluit că domnișoarei Stratei s-au reproșat nereguli în cazul unei arestări. Vă reamintim că același procuror a mai fost implicat în cazul... Mult succes în carieră, domnișoară procuror. Da! Bună seara, bună seara. Mă rog să mă iertați că vă deranjez. La poștașul am curcat facturii. Uite, în loc să le pună la noastră în cutie, le-a pus la mine. Bine. Le-am adus toate să plece. Bine, mulțumesc, noapte bună. Da. Oh. Dom'le, iertați-mă, dar parcă miroase urât la noastră aici. Da. Cred că oficiul de la canalizare, cred. O să chem un instalator eu mâine. Aha, la ora asta? Cred că aveți ghinion, nu mai găsiți pe nimeni. Dar să știți că aveți... Mare noroc cu mine. Eu am lucrat 20 de ani ca instalator. Nu, nu vreau. Nu, le rezolv eu. Nu vreau. Sunt foarte obosit. O să mă culc, o să chem mâine un instalator. Dar nu-și cer bani, domnule. Mi-e somn. Da, te pune. Îmi dai o țuică, atâta. Am treacut curios. Te-ai stricat. E superbă, mamă. Îmi place și bucătăria și holul, iar mobila e... O ador. Alo? Manu? Ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Nimic. Cum nimic? Hai, spune-mi ce ai. Emil... Ah, nu, 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 ajunge orice, dar nu Emil. Nu vreau să mai aud de Emil. Emil mi-a spus de ce m-a părăsit la stare civilă. Te rog, Manu. Iar crezi toate poveștile astea pe care ți le îndrugă Emil? Dar lasă-mă să spun. Mi-a spus că a fost amenințat de Cristian, că îl denunță că a omorât-o pe Irina. Nu, Emil minte și când doarme. Nu poți să cazi în plasa lui din nou. Dacă faci asta, te bat. Dana, am fost acolo. Am văzut când Irina a căzut. Poliția a spus că a fost un accident, dar... Ascultă-mă, nu te mai gândi la Emil. Deloc. Vrei să plângi din nou ca o proastă? Nu, ai dreptate. Știu ce-mi spui, dar... Dacă e adevărat. Manu, ești căsătorit acum. Ai lângă tine un bărbat minunat care te iubește, care îți oferă o casă, un viitor. Ce mai contează ce a fost? Hai, încetează, te rog mult. Păi ce e asta? Pâine și ceai?
Altceva nu aveți? Trebuie să încep să mănânci câte puțin. Am înțeles, dar măcar un sandwich cu șuncă, o prăjitură cu ciocolată, ceva să... O să mor de foame în felul ăsta. Nu puteți să stau un minut singură? Să mănânci tot, da? Da, da, da. Zgârciți oamenii ăștia. Eliza, vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut. Datorită ție sunt încă în viață. N-am nevoie de mulțumiri. Tu cum te simți? Bine, să zicem. Și de ce ai venit acum? Vrei să cer ceva schimb, nu? Da. Ce-ar putea să fie? Pe mine m-ai vrut afară din casă. S-a rezolvat. Vrei să scap de mamaia? Nu. Vreau un singur lucru de la tine. Vreau să-mi spui de ce ai declarat că l-ai ucis pe tata. Nu cred că e momentul să vorbim despre asta. Mi-a dat sedative și cine știe ce tâmpenie o să spun. Narcisa, eu simt că nu ești ucigașa tatei. Altfel nu te-aș fi ajutat niciodată. Nu ți-aș fi salvat viața dacă aș fi crezut că ești vinovată. Dar vreau să o din gura ta. Spune, tu l-ai omorât pe tata, da sau nu? Te rog, Eliza, încetează. Acoperi pe cineva? Te rog, Narcisa, am nevoie să știu. Da. L-a acoperi pe Cristian. Eram sigură că e nenorocitul ăla. A fost o înțelegere între noi doi. Eu mă declar vinovată de moartea lui Octavian, iar el urma să spună că Ștefan este copilul lui Tudor. De ce ai făcut asta, Narcisa? De ce? Pentru că îl iubesc pe Tudor. Deci pentru că nu pot să-l văd cum suferă. Înțelegi? Pot. De ce să ascult, da? Nu, ascultă-mă tu pe mine. Ți-am spus adevărul numai pentru că nu vrem să trăiești cu impresia că ai salvat o criminală. Dar trebuie să-mi promiți. Trebuie să-mi promiți că nu spui nimănui nimic. Lumea e închisoare, e mai bine așa. Te rog. Tu ești nevinovată, Narcisa. Promit că nu spui nimic. Să vorbim. S-a făcut dor de mine? Vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat în ziua în care trebuia să mă căsătoresc cu Emil. Atunci, în ziua aceea, dar tu nu te-ai măritat de curând cu un alt bărbat? Te interesează fostul? Înțeleg că gâsca își schimbă părul, dar n-ar avuba? Vorbește cu respect. Nu mai sunt soția ta. Fă! Mai dea mâna pe mine, te omor, înțeles? Ia mâna de pe mine! Ia mâna de pe mine! Ia, lasă-o pace, n-auzi? E adevărat că l-ai amenințat cu închisoarea? E adevărat? Tu ai încălcat înțelegerea noastră, mă, băiatule? Da? Da. Cum ai putut să faci una ca asta, ticălusul? Cum ai putut să faci una ca asta? Am făcut ce era just! Just pentru cine? Pentru toți trei! Jur că o să-ți fac viața un iad, un calvar.
Emil, o să te bag la închisoare, Emil. Fă ce vrei, nu poți. Stai. Lasă-mă face. Pare că măcar acum știe de vorbă. Ai umilit, Emil. M-ai făcut să cred că nu mă iubești, că sunt bătaia ta de joc. Și pentru ce? Ca să n-aș, nu știu, la închisoare? Ce vrei să fac? Să intru la închisoare, să stau închis acolo, să nu te văd? Viața mea după ce m-ai părăsit a fost un coșmar. Și numai din vina ta. Pare rău. Îmi pare rău. Manuela, te rog, te rog. Bună ziua. Bună ziua, domnule Preda. Tata ei este Mihaela. Ea o să-mi adopte copilul. Mihaela e verișoara. V-ați luat. Mulțumesc. Să știi că au bani, dacă asta e o problemă. Știți, eu și soțul meu ne chinuim de foarte mulți ani să avem un copil și nu am putut. De aceea am hotărât să-mi fiem. Și verișoara mea... Mihaela, i-am povestit eu totul. Înseamnă că v-ați spus și că nu sunt de acord, nu? Tata, am invitat-o aici ca să o cunoști, să vezi că e de treabă. Mă duc să aduc niște cafea. Poate ar fi fost altfel. Da, cum să nu? Te-ai fi căsătorit cu el și după aia ți-ar fi făcut vânt. Eu nu te înțeleg. Tu chiar nu vezi ce fel de om e? Ba da. E un nenorocit. Un nenorocit. A distrus tot ce era între noi și pentru ce? Pentru că i-a fost frică de Cristian. Dacă m-ar fi iubit, n-ar fi făcut asta. Asta tot spun și eu. Măcar pe Cristian îl înțeleg. L-a înșelat și a vrut să se răzbune, normal. Ce căuți? Cheile de la casă. De ce? Pentru că vreau să schimb iala. Am câștigat casa asta la partaj. Vreau să-l văd pe Cristian în stradă. Manu, calmează-te. Sunt foarte calmă. Nu ești calmă deloc. Ba da? Nu ești nervoasă și întotdeauna când ești nervoasă faci numai prost. Dana, sunt calmă! Dacă vrei să rămâi, rămâi. Dacă nu, pleacă. Mulțumesc. Cu plăcere. Sunt foarte surprinsă că m-ai chemat să vorbim. Da, da. Dar sunt și mai surprinsă că tu ești donatorul Narcisei. Angela, nu te-am chemat să vorbim despre detaliile operației. Da, atunci ar trebui să spun de la bun început că eu nu mă mai ocup de caz. Am aflat. Asta totuși nu mă împiedică să vreau să aflu adevărul. Mă bucur să aud asta, Angela. Și îmi pare rău că ți-am făcut probleme. Mi-au spus că sunt incompetentă. Că sursa de la care mi-adun informațiile e o femeie bolnavă psihic. Da. Am avut ce-i drept un comportament de om nebun la un moment dat. Dar asta nu înseamnă că ce-am spus a fost rodul fanteziei mele. Am avut dovezi. Dovezi? Vorbesc de înregistrarea în care Cristian l-a amenințat pe tata. Nenorocitul ăla a făcut-o să dispară. Din păcate, asta ar fi fost o probă foarte importantă. Da, a fost doar vina mea. M-am lăsat păcălită. Dar o să-l prindem pe criminalul ăsta, nu-i așa? Din punctul de vedere al procuraturii, Cristian nu e nici măcar suspect în momentul ăsta. Și atunci ce e de făcut? Narcisa a fost condamnată în cazul Cozac. Singurul lucru pe care îl mai putem face acum e să-l condamnăm pentru cealaltă crimă. Înțeleg. Cum pot să vă ajut? Îți mai amintești trăsăturile victimei? Nu o să poți să uit niciodată fața femeii alea. Eliza, crezi că ne-ai putea ajuta să facem un portret robot? Da, da, cred că da. O să fac tot ce pot să-l văd pe criminalul tate după gratii. Aș vrea să lămurim un lucru foarte important. Chiar dacă se dovedește că el a omorât-o pe femeie, asta nu-l face criminalul tatălui tău. Dar eu știu că el l-a omorât. Și o să afle toată lumea. Și atunci toți își vor da seama că eu n-am fost și nu sunt nebună.
Am pus totul la punct, să nasc prin cezariană. După ce nasc, nu vreau să-l văd. Nu vreau să mă atașez de el. Asta e tot. Anastasia, un copil nu este o ecuație matematică. Nu se rezolvă așa, unind din degete. Știu că sunteți îngrijorat, dar credeți-mă, copilul va avea tot ce-și dorește. Soțul meu este plecat pentru câteva zile, dar se întoarce și aș vrea să-l cunoașteți. Da. Chiar vreau să-l cunosc. Mă scuzați, mă întorc imediat. Nu am nimic cu dumneavoastră. O fac griji pentru fiica mea. Voi fi o mamă bună pentru copilul ei. Chiar credeți că Anastasia va renunța atât de ușor la copil? După ce l-a purtat 9 luni în pântec? Credeți-mă, îl voi iubi pe copilul ăsta mai presus de orice. Și oricum, cred că părinte e cel care te crește, nu cel care te concepe. E minoră. Puteam să mă opun pe cale legală. Anastasia are încredere în noi. Și tocmai de aceea vroiam să vă rog, dați-ne o șansă. Anastasia a hotărât. Nu vreau să gândesc ca un bunic. Când la urmă nu este decât un copil cu copil. Sunt pentru copilul, o să-ți folosesc. Nu vrei să mai așteptăm? Să semnăm întâi actele și... Știu ce vreau. Nu trebuie să semnăm nimic acum. Am încredere în tine, o să fiu o mamă bună. Anastasia, nu naști mâine. Poate te mai gândești. Nu am la ce să mă gândesc. Ia-le. Sunt pentru copil. Pentru copilul tău. Ești sigură? Ce să fac eu cu hăinuțele astea? N-ar trebui să intrăm aici fără acordul lui Cristian. Nu cred că trebuie să-ți amintesc că e avocat. Poate să ne acuze de cine știe ce. Te pomenești că ți-o fi frică de el. Normal că mi-e frică. Tocmai a fost arestat pentru crimă. Da, 2 minute. E, uite, așa el. Face ce face și scapă. Zici că e Jack Sfintecătorul. Dana. Ce ție, cât ți-a făcut și a scăpat basma curată până la urmă? Dana, rog din suflet, nu mă face să țip la tine. Mami, chiar mi-e frică. Dacă ți-e frică, n-ai decât să pleci. Eu de aici nu plec până nu schimbi ala. Am câștigat casa asta la partaj, am tot dreptul să fiu aici. Bine, și acum ți-ai găsit să-ți cer drepturile? Dana, pleci sau taci? Alo! Vă rog să mă scuzați. Am crezut că e domnul Cristian. Salut! Bună ziua! Sunt fosta lui soție și proprietarul apartamentului. Am venit să scot apartamentul ăsta la închiriat. Fine. Da? Mai întâi, cred că trebuie făcut o curățenie aici. Miroase îngrozitor. Da, domnul Cristian zicea că e de la canalizare. Serios? Da. Mi se pare că vine de la frigider. Nu, e gol frigiderul. Trebuia să fii la meu? Ești singur? Da, Manuel a plecat cu Dana, cred că s-au dus la coaforă. Mai bine, vreau să vorbim. Ai un minut? Cum să n-am un minut pentru băiatul meu.
Îmbătrânești și când e vorba de tine, sunt sensibil. Tata, ai început să vorbești despre bătrânețe. Te-a schimbat căsătoria asta? Poate. Bem ceva? Eu nu beau, mersi. Nu am să beau. Ca să mai treacă panica. Despre ce panică vorbești? Emil mi-a luat o femeie tânără. Sunt bătrân și dacă știu faptul de mine, nu-i de ajuns că ofer bani, călătorii, casa asta mare. O ce pasă de vrea să fugă din colivie de aur. Îmi vorbești prostii. Tata, abia te-ai căsătorit. Tu trebuie să te bucuri de momentul ăsta, nu să-ți faci griji. Da, nu știu ce să zic. Ce? V-ați certat? Nu, nu. Nu, da, bă, gata. Da. Niște gânduri tâmpite, cred că vin cu bătrâneța, cu vârsta, dar mă, te ascult despre ce vorba. Despre Emanuela. Cati, suntem foarte optimiști. Mă bucur foarte mult că Narcisa e în afara oricărui pericol. Doctorii sunt absolut uimiți de cât de repede se poate recupera Narcisa. Da. E un miracol. Îmi pare rău doar că trebuie să se întoarcă la închisoare. Da, așa e. Știi ce? Mi-am dat seama că dacă grăbești lucrurile, nu se întâmplă întotdeauna cum vrei. Asta înseamnă că o să luptați pentru Narcisa, da? Asta înseamnă că am încredere. După câte s-au întâmplat, în sfârșit am speranță. Sunt convinsă că adevăratul criminal va fi găsit, totul se va rezolva și Narcisa va fi eliberată. Da, și eu sper. Alo? Manuela, ce s-a întâmplat? Tudor, scuză-mă că te-am deranjat. Sunt foarte bulversată și... Liniștește-te, ce s-a întâmplat? Nu știam pe cine să sun și am încredere în tine, așa că... Manuela, spune-mi, te rog, cum te pot ajuta? Am găsit ceva în casa lui Cristian. E înfiorător. Manuela, ce e înfiorător? Ce ai găsit? În frigider. Parafi bucăți de om. Manuela, ești sigură? Da, Tudor, de ce crezi că te-am sunat? Sunt speriată. Ascultă, mai e cineva cu tine? Da. Dana și administratorul. Asta e bine. Asta e bine. Mai sunt și acum atunci. Ce să fac, Tudor? Miroase îngrozitor la tranșa și l-a pus în pungi. Ce să fac? Manuela, trebuie să fii calmă. Dar ce să fac? O să sun eu la poliție. Nu te mișca de acolo și nu atinge nimic. Tot ce ai descoperit sunt probe. Dar să vii și tu, te rog. Da. Anunț poliția și vin și eu. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva foarte grav. Pot să vă ajut? Nu, trebuie să mă gândesc ce am de făcut. Angela, vreau să mergi urgent la Cristian acasă. O să-ți se pare incredibil, dar s-au găsit resturi umane la el. Te ascult, spune. Manuela e o femeie deosebită. Și cred că te merită. Ce, am zis ceva greșit? Nu. Cred că sunt eu prea sensibil. Iar tu vorbești așa de frumos. Am crezut că vrei să vorbești de rău. Despre trecutul ei. Ce e cu trecutul ei? Asta e, cu toți avem un trecut, nu? Și mai mult sau mai puțin, cu toții vrem să ștergem o parte din el. Sunt mândru de tine, te-ai maturizat. Vreau să fii fericit, tată. Când mă uit în ochii Manuelei, văd că te iubește. Chiar ține la tine.
Crezi? Oricum, mă bucur că vorbești așa. Asta mă întinerește cu câțiva ani. Sunt sincer. Chiar asta cred. Și așteptăm pe Manuela și să bem ceva împreună. Mm. Mm. O să vină și Dana. Are fata asta o gură mare, dar... Mai văzut ce picioare are. Am văzut. Katia, rulează-mi toate. Bine, domnule. Dacă întreabă cineva de mine, nu știu. Păi și dacă mă întreabă domnul Cristian? Spune că nu știi. Sunt secretară și atunci ar trebui să... Am încredere în tine. Să nu vi se întâmple ceva, domnule. Nu să mi se întâmple nimic. Angela și poliția vor ajunge la apartamentul lui Cristian. Să aveți grijă, domnule. Da. E mai mult loc acum aici. Și ce mi-era? Nu-ți convine? Până acum spuneai că te lovești de mobilă. Nu, mă refer la lucrurile copilului. Da, știu la ce te referi. Ce ai făcut cu el? Le-am dat cadou. Cadou? Păi l-a cumpărat taică-tu. Și ce mi-era? Ai chef să-mi ții predit sau ce? Și ce o să facă copilul când o să nască? O să-l culci în chiuveta de la baie sau cum? Unde? Nu e treaba ta. Acum te rog, lasă-mă singură că mă plictisești. Să las singură, da. Când o să nască copilul, tot pe mine o să mă chem să ți-l schimb. Pa, Miara! Pa! Să vorbim calm. Dragul meu, ți-e frică? De ce te-ai pus cu mine? Ha? Cristian nu face vreo prostie, o să-ți pare rău. Pornește dracu mașina acum, să trăi de discursul ăsta de băia bun. O să regrești ce faci acum. O să regret într-o zi. Cristian, ai ajuns un criminal, realizezi? Doar când omor pe cineva orborăști, începe să-ți placă. Mi-a început să-mi placă. Da, ești dement. Hai, pornește-mă și da. Și lasă conversația. Încet. Ca la școală. Te uiți în oglindă. Bun. Avem dovezi incontestabile de data asta. Vreau să-l arestez eu pe nenorocit, cu plăcerea asta. Da, avem dovezi solide. O să le trimitem la morgă să le examineze legiștii. În sfârșit l-am prins. Mă bucur că ai avut dreptate, chiar dacă n-am fost de acord cu ce ai făcut până acum. Cred că îți datorez niște scuze. Scuze acceptate. Și sper că data viitoare să-mi acorzi mai mult credit. O să încerc. Nu mai pot, îmi vine să fug mâncând pământul. Îmi vine să cred. Cristian, cu care am dormit atâtea nopți. Eu ți-am spus că e un dement. Dar ce ai vrut să mă crezi? Dana, te rog, și așa sunt nervoasă. Nu trebuia să venim aici. Aveam o presimțire. Da, poate că așa a fost sortit. Poate că trebuie să facem noi descoperirea asta. Doamne, Cristian, un criminal. Pamela, îți mulțumesc tare mult. Ai făcut o treabă foarte bună. Ne-ai ajutat într-un caz atât de greu. Nu am făcut decât să descoper oroarea asta, tot. Știu că ești obosită, dar am să vă rog pe amândouă să mai rămâneți puțin, da?
Dar am dat deja o declarație în care am spus tot ce știm. Va mai fi nevoie să mai stați puțin de vorbă cu colegii mei și, în plus, Manuela e fosta lui soție. Ne poate oferi mai multe informații despre el. Cristian nu o să ajungi departe. De ce? N-ai făcut plinul? Nu. Mai e și chef de glume, nu? Vezi cum conduci. Răspunde-mi și mie la o întrebare, te rog. Dacă tot vrei să mă omori? Ce vrei? Ai idei cine l-a omorât pe Octavian Cozac? Ai grijă, ai grijă, ai grijă! Nu oprești, ai înțeles? Deci Eliza avea dreptate, e un filtru, trebuie să oprești. Nu oprești, dacă oprești, te omori, ai înțeles? Cineva, va chema cineva de la guvern să vorbească cu... Anastasia asta. Ce nesuferită e. Da. Tot mi-e milă de ea. Anastasia. Păi da, mai știi mata altă persoană nesuferită în casa asta, în afară de mata? Măi, fato, eu am ajuns așa, fiindcă am avut o viață grea toată viața mea. Dar ea ce are? Ei ce-i lipsește? Că parcă bea în fiecare dimineață câte o cană cu leșie. Ce se iaptă-mă? Fată de boieri, asta e, n-ai cum să știi. Ia să mi-o fi dat mie de un tutorică pe mână câteva zile. Ia să vezi cum o făceam să umble în buiestru. Necheza numai la comanda mea. Dar de ce să umblânzești, mamaie? Ce, e cal? Ei, cal, e barita-i, măgărița. Ia întreb-o pe nepoată mea ce instrucție am făcut cu ea. Aha. E, lasă, acum. Pe ce să las? Păi dacă vrei să faci om din ea, trebuie să o ții bine din frâu. Așa am făcut și cu biata Narcisa. Doamne iartă-mă și... Dacă mă gândesc bine, ai ca aș pune și oa și pe tine. Hai, nu pune nimica, hai. Dă mai tare un pic. Dă un pic mai tare. Da, dă tu, că eu nu știu. Narcisa Drăghici a suferit un transplant de rinichi, care este stabil în acest moment și doctorii spun că operația a fost un succes. Vă reamintim că Narcisa Drăghici este închisă pentru că l-a omorât pe cunoscutul artist Octavian Cozac. Domnișoară, ce se întâmplă cu room service-ul din acest hotel? E a doua oară când comanda nu a fost trimisă așa cum s-a cerut. Îmi pare rău. Mă întorc imediat. Promit că nu se va mai întâmpla. Pentru că nu se știe încă adevărul de aia. Cine a fost complicele tău la furt? Ce vreți de la mine? Ce vreți? Leonardo, aura mismo te trae în el fumo talie cum o lopediste. Sunt nenorocit, dacă vreți adevărul pe casă, stradă și căutați el. Eu n-am făcut nimic, da? Quiero esta mujer. Esta mujer tiene que ser mía. Y la quiero ahora. No! O, Cristian, ce să văd? Am semnat un mandat de arestare pe numele lui și acum va fi dat în urmărire generală. Asta e tot ce pot să spun. Vă rog, luați loc. Se pune acomodă? M-a surprins telefonul tău. Le-a surprins tu, Yamada. Nu mă așteptam să mă sun. Nu se lua esperava. Văd că ai băieți care se pricep să te păzească, așa că nu înțeleg de ce m-ai invitat aici. Nu entiende por qué lo invitaste, que ya ve que tienes tus muchachos aquí.
dintre toate visele mele. Venit în junglă, aici primești cât să-ți ajungă. Student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă fugi în pantalon la dungă. Hey! Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici ispita umblă coală, să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Ai venit în jungla.